Deci am acuzat mereu constant de răutăți, de dea mine. Eu acolo asta de vorba aia, deși... eu, na, ce să zic, dacă tu ai fost într-o okay, relație... Ok, hai să o lăsăm pe mama, dar vorbește toată ziua pe live de mine, ba cu desenul, ba pe tine nu te deranjează? Nu înțeleg, frate, pe tine nu te deranjează? Doamne, nu, nu pot să cred, Adelin, că tu stai și mai porți cu toată conversația asta, eu am zis clar că și el vorbește de ea. Noi vorbim în momentul ăsta, de ce intervine? Păi dacă tu vorbești de ea, cum poți să-i spui tu lui băiatul ăla că vorbește Mihaela de tine, că și tu vorbești de ea? De proiectul ăla, da, m-a supărat puțin, dar asta dinainte, nu mă interesează pe mine că ați fost într-o relație. Dacă Radu îi face o întrebare, e normal să răspundă. Păi normal că ați avut o relație, ați fost împreună, ați avut aici o pascunghestuită amândoi. Dacă eu mă duc și fac o întrebare lui Vlad, așa nu, Antoni. E normal să răspundă. Lasă-mă întrebarea, partea a doua. Dar zic, deranjul, care ea vorbește mereu de mine. Nu deranjul, mă, cu mine am vorbit doar două ore la masă și acolo că a făcut Radu. Ok, păi a vorbit, dar să dați. Adelin, vorbește și pe live-uri, nu doar în emisiune. Vorbește tot timpul de ea. Ne vin și nouă băieți, vin și mine în casa băieților. Cine? Tu ce? Am două. Nu. De la cine îl mă ce? La Radu. Hai, hai, du-te. Hai, du-te, singură. Hai cu mine. Du-te. Hai cu mine. Nu vine. Hai, du. Stau aici, liniștită. Aștept să vină el la tine. Ei, da. Du-te la Cosminel. Să mă duc. Da. Ați avut un date, da. După date puteți acum să vă apropiați mai mult, să vorbiți despre voi, nu să mai vorbească mine. Și la date am vorbit despre tine, nu am vorbit despre tine. Uite, să-mi întreb pe Catinca. Eu nu vorbesc despre ea. Catinca nu vorbesc despre ea. Eu la date-ul cu ea ce-am vorbit despre tine? Ce-am vorbit despre tine? Nu am zis că ai vorbit ceva de mine. Nu am zis că ai vorbit de mine. După date v-ați apropiat mai mult, să vorbiți despre voi, să nu mai vorbească mine. Păi atunci eu am vorbit, dar nu zice că vorbim despre tine, că nu vorbim despre tine. Doar s-a vorbit de ori. Nu am zis că vorbiți, vorbește ea. Am văzut-o eu la TV. Nu-i fătul mie îmi semn să tag, mă, dar cu zis partea aia că vorbesc. Frate, mă uit la episoade, la toate episoadele. Toată ziua vorbește mine. Acolo, în loc să întrebe, orice fată, ce-ai descoperit la Adelin? Cum e Adelin? Te vezi în viitor? Vorbește mine. Eu nu înțeleg. E pentru ultima oară și nu el nu te mai rățui așa, că nu ești rățui. Nu te rățui la mine, dar nu faci tu mie să tag, mă, frate, îmi spui tu mie să tag. Îmi spui tu mie să tag, că nu dar ceva la mă. Ce poți să faci? Ce poți să faci? Păi tu ce poți să-mi faci mie, dar vorbesc ce vreau eu, mă. Dacă fata aia au zis că ei vorbesc, că știe ea că vorbesc, care-i problema? Și eu ți-am zis pur și simplu să taci. Nu vreau să tag, nu tag în fața ta. El când s-a întors de la date-uri, mereu a zis că da, continuăm să ne cunoaștem. Da, nu știu. Ce vrea, cum vrea. Părea oricum destul de încântat. Mă, el să fie sănătos, el să fie voios și să mă lase în pace, să nu mă mai jignească și să-și bagă viața. Să mă lase în pace. Atâta vreau de eu la el las, și cer... Eu nu o să las, pentru vreau să-i bag puțin obraz, atâta. Dar pe bune, eu nu înțeleg reacțiile astea, vrei să-ți aperi femeia oarecum? Agresiv, verbal. Ești... Asta, vorba asta am folosit eu primat. Da. Aici în emisiune. Da. Eu am folosit-o. Vine cineva, fetelor. Vine cineva. Te pup, Maluma. Vine cineva. Ești pentru mine cel mai bun. Nu se zice. Nu se zice. Dacă te duci acolo și se pune pe tine, zici că se focusează așa, parcă ții într-un suflet. Maluma, dacă mi-aduci băiat nou, promit să nu mai mănânc niciodată gogoși. Promit. O să mănânce după cu el. Pe toate chiar. Păi, dar ce faci, fața mea? Dar spune-mă, mă, cu rățuiul. Ia treia oară când faci el mie. Venibilul ăsta, rățuiul ăsta, se înfoaie la mine. Bă, dar ce faci, mă? Nimic cu pământul. Spune el mie. Dar ce? Dar ce? Ce? Dar ce faci, mă? Pe Mihail au zis pe conexiune că ei vorbesc. Nu vezi cum sare? Are 2-30 de kg cu televizorul în brațe și sare el la mine. Așa, și Antoni. Și care e problema? Antoni. 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 Știi? Nu văd ce am văzut, trebuie să tacă în fața lui. Mă, pe tine și te dacă tu, eu am zis să tacă ca să nu-i mai dea curs, să nu-i mai dea curs, ți-am zis, bă, taci din gură. Și omul îi dă curs în continuare și de la asta, Unde m-am ridicat de tine? Unde m-am ridicat la tine? Păi, dar mă enervez, îmi spui de 2-3 ori, Bă, taci. Păi ca să nu mai dai curs, frate, ce nu înțelegi? Îți zic și la hotel, îți zic peste tot, nu mai dai curs. Dar dacă eu mă bag într-un subiect, e treaba mea că mă bag. Eu trebuie să țin subiectul ăla, nu te bagi tu. Nu spui tu mie să închid un subiect. Dar de ce te alterezi tu așa, că te-ai alterat așa acolo cu mine? Ce ți-am făcut eu că te-ai pus cu mine acolo înainte așa? Dai-mă și tu mai cu minte. Bă, te-ai supărat de nu-și a luat micul dejun, în totalitate. Și mai ales, nu zicea alea ce ai zis. Da, n-ai mâncat bine dimineața. Și deci tu acum te bagi de seama cu mine cum ar veni. Așa, plimbă-te. Și mai plimbă și ursul. Da, interesant.
Dar ce mă vrea Cosmin atât de mult pe mine să plec? Că nu, Harry Potter. Ce-l deranjează prezența mea aici? Ce-i fac? Că nu-i fac nimic. Măcar de aici poate vrea să te uite, dar când te vede... Vrea să mă uite? Da. Oh my God! Dar nu poate când tu nu ești poate. Aici, înțelegi? Deci nu poate să treacă peste mine. Exact. Lasă că o să vorbesc cu el. Și zic, nu mai... Și faci, trebuie faci, să mai ai nimic cu Julia. Cu ce se treacă peste tine? M-am gândit eu prima, e ok. Nu, ziceam că nu înțeleg de ce vrea Cosmin să mă vadă afară. Dar nu vezi că și el vrea afară? Sau nu vrea? Nu vrea acum, no, nu știu. Ah, okay. Vrea? Mai nou, nu știu dacă vrea. Vine băiatul nou. Pentru Julia o să vină un băiat, probabil. Ce să facă și ea? Cosmin îi lua deja. Păi încă nu-i luat. Din moment ce a zis că se gândește la o cunoaștere cu Elena... Păi se gândește încă. Se gândește. Dar poate am fi alipădit că n-am simțit ce-o trebuie. Până la vizionarea date-ului se poate răzgândi și asta e drept. Păi asta zic. Mai sunt. Astăzi e abia luni. Până se difuzează date-ul. Dar nu înțeleg de ce mă vrea pe mine afară. Adică cu ce am greșit eu? Că ne-am greșit cu absolut nimic. Uitați pe la mine ce îngerați sunt. Probabil pentru că vă tot contrați. Și de ar trebui să mă ignore. Cristina! Da, am pus pe 30. Ignorat. Da, m-a ignorat. Dar nu știu dacă o să... Credeam că... Nu știu dacă o să-mi iargă. Îți faci de cap. Nu, nu credeam, ignorat, nu credeam. Nu cred că o să-mi iargă pe 30. Mi-a dat mereu apă la moară. Să vedem, să vedem, să vedem. Nu știu, ce o să iasă. S-a întâmplat de când am venit eu. Acum nu știu ce se întâmplă în continuare. Păi cu ce m-a ignorat? Ce a fost frumos? Ignorat, mereu mi-a răspuns. Ce? A fost frumos? Ah, Cristina. S-a întâmplat până acum cu Cosmin? Da. În ce sens? V-ați arătat? Nu are să vă iau. N-are voie că... Dar nu știu despre ce vorbim. Cum te-ai simțit? Da. Te-ai simțit în extaz, euforic? Nu, ne-am venit. Nu, ne-am simțit foarte relaxat. Tu, n-am putut să vorbim. Tu, de tine vorbesc, nu de... Am fost foarte relaxată, chiar am putut să vorbesc cu el. Am făcut... O să vedeți, ea nu mai trage drepte. Te gândeai că o să fie așa? Nu, chiar nu. Nu? A fost mai bine decât așteptările tale. Da, mă așteptam că o să fie așa, gen, știu, că o să fie camera în față și o să mă simt incomod. Te-a relaxat Cosmin sau te-a da, relaxat? Da, da, și Cosmin și producția, gen, foarte, foarte ok, m-am simțit. Lasă-și mecherile, că nu-s bune. Vă mai nervați, mă, așa, iurea degeaba. Uite, vorbiți și faceți lucruri de care nu vă dați seama, le faceți la nervi și după aia mâine vă ce așa. Nu făcea că după aia o să regreți. Nu, lasă-mă, frate, stai cu minte. Stați împreună în cameră alea și vă enervați aici de lucruri de care nu contează. Se ridică, păi tocmai de-aia mă și enervez. Păi nu mai te enervași tu. Stăm în cameră și cum sare bate și... Bă, ești bate spalba și cam pierdă și bune. Dar s-a ajuns și puția, ai zis acum ai... Păi dar eu o să zic ție drept pe toate rânduri. Antoni, taci, Antoni, taci, Antoni, taci. Păi dar cum adică, mă, frate, eu îți dau ție în joseală că... Tu taci în fața mea, să eu una ta. Păi dar ți se pare normal așa? Ai auzit? Eu știu și nu tu, vă mai certați și tu știi ce sfat. Tu și da, tu știi ok, ce bun, dar asta e situația. Nu mai, tu iei s-o dată și gata. Și mă caută și... Eu nu te caut. Ah, da, mă. Bateți palma și împăcați-vă, hai. Păi eu nu am certat cu el, mă, frate, dar... Eu nu am certat. Păi da, dar v-ați zis lucruri urâte, hai. Hai, bateți palma. Tare frumos, mă, să mă văd. Vă să mă duc? Mulțumesc. Te lasă? Da. Bravo. Din partea timpului. Auzi? Dă-i un pupil ia Catica din partea de aici. Aici. Nu-i dau. Nu. De ce? Ți-e frică Bianca? Mai e foarte bine. Dacă te-ai simțit bine... Asta e tot ce contează. Oricum, te-am zis că nu mă arunc. Niciodată. I-am zis că nu mă arunc. E, dar te-ai aruncat cu un sărut. Nu știu, vedem. Bam! Vedem. O să mă cer rămâne de, rămâne de văzut. Cum. Da, nu, dacă ai făcut ce ai simțit, e foarte bine. Normal. Bine, nu prea e, dar zic și eu. De... Că și-am făcut ce-am simțit, doar că nu. La mine nu a fost bine. Eu oricum nu mă iau după
suflet, nu ia după creier. Nu te iei după suflet, dar, te iei după creier. Dacă voi ați fost la date, eu urmez. Mai e de așteptat. Catinca vrea la date. Mai e de așteptat. Eu urmez, vă rog. Julia! Dar și eu că... Când au zis băieții de strategie că te-au votat pentru lider sau pentru eliminare? Nu, pentru eliminare. Pentru eliminare. Da, eu m-am gândit că pentru lider s-au gândit și ăștia acum. Să ce se aude? Nu știu, așa aud. Te aude tac-tac? Aaa. Unde e noi? Și-a zis că fac surprins. Nu, am auzit ceva foșnind, am crezut că vii cu flori, cu ceva. Nu, nu, am zis că e băiat nou. Cred că sunt toate. Tu aștepți băiat nou? Elena. Nu, am... Da, uite-o că vine. Mamă, la fix. Nu a zis în continuu că vrea băiat nou. Bună. Îmi pare rău dacă te-ai simțit jignit, să știi. Ce? Nu, dar era mă ta. Nu, că s-a ascuns și tu nu erai aici. I-am prins. Și zboară. Zboară. Ce-i faci? Plutești. De cine e în fața băiților, iară? De ce face? Asta e noi? Nu, nu sunt noi.